A început concursul pentru acordarea de subvenții, cederea introducerii și certificării siguranței și calității alimentelor. Teatrul Național Steria organizează programul de primăvară pentru tineret. În acest weekend, la Casa Tineretului, vom avea parte de un bogat program muzical și cultural. Nenad Zimonici a început cu succes turneul Master la dublu de la Monte Carlo. Mâine vreme însorită și cald. Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Apelor și Pădurilor anunță acordarea de stimulente de rambursare a costurilor de implementare și certificarea calității și siguranței alimentelor pentru anul 2013. Concursul este deschis până la 11 noiembrie 2013. Obiectivul concursului este acordarea de stimulente pentru rambursarea costurilor de implementare și certificarea calității și siguranței alimentare în valoare de 3 milioane de dinari. Cantitatea de stimulente este determinată de valoarea estimată a proiectului. Dreptul de a folosi stimulente în condițiile specificate în acest concurs sunt persoanele juridice și întreprinzătorii, dar și persoanele fizice, deținătorii de gospodării înregistrate, cooperative, agricole și asociații. Dreptul de a utiliza fonduri stimulatorii au solicitanții care sunt implicați în producția și comerțul de produse agricole, alimentare și hrană pentru animale. Suma fondurilor de stimulare se calculează pe baza valorii estimate a proiectului, fără taxă pe valoare adăugată și nu poate fi mai mare de 300.000 de dinari. În incinta primăriei din Vârșeț a avut loc astăzi o conferință de presă în care membrii Consiliului Comunal responsabil pentru educație și cultură, Snejana Ružić și Mirco Dobrosavljević, precum și directorul Teatrului Național Steria, au anunțat programul de teatru destinat celor mai tineri iubitori de teatru. Teatrul Național Steria a creat un program special, printr-o bogată varietate de activități și prin sprijinul altor instituții culturale vin în întâmpinarea generațiilor mai tinere, iubitoare de teatru. Întregul program este gratuit pentru clasele inferioare de învățământ primar și copiii preșcolari. În cooperare cu Snejana Ružić, membru al Consiliului Comunal responsabil de educație, și Mirco Dobrosavljević, membru al Consiliului Comunal responsabil pentru cultură, Teatrul Steria din Vârșeț a elaborat un program special pentru primăvara 2013. Mi smo sad napokon uspeli da zaokružimo koncepcijski kako bi trebalo u budućnosti da radi i funkcioniše Narodno pozorište Steria. Znate da ova naša scena na srpskom jeziku radi i postoji već normalno sa samim pozorištem, a da smo na našu sreću i zadovoljstvo toj sceni pridružili scenu na rumunskom, koju smo evo od pre jedno mesec i nešto dana ozvaničili, da se zvanično i zove scena na rumunskom Petru Krdu. Ja ovim putem želim da izrazi zadovoljstvo što se to tako desilo, znajući obzirom kakav je trag u kulturi ovoga grada i uopšte za ovaj naš grad uradio gospodin Petru Krdu, a pre svega kako je u prethodnih 10 godina vodio tu scenu. Pored te dve glavne scene, mi normalno imamo malu scenu Tomislav Pejčić i evo što je sad odlukom opštinskog veća doneta još jedna novina, to je da se formira scena za najmlađe, za decu i koju će, po moje zadovoljstvo, uglavnom voditi gospođa Bojana Đorđević i da ta scena krene, znači, sa svim ovim programima koji se tiču programa za decu, ali i, ja se nadam, i onog lutkarskog dela, čini mi se, koji nemamo od 56. 54. Ili 4. Znači, do tad je bilo, posle toga više nismo imali, a mislim da je to jedan izuzetan i važan segment teatarske kulture koji bi trebalo kao jedna ozbiljna kuća da imamo. Jedan od povoda za ovu konferenciju za štampu, a to je da se 19 časova na maloj sceni u Narodnom pozorištu održava izložba lutaka i to je povod da vas obavestimo da eto, mi smo uspeli uz pomoć lokalne samouprave, bez koje naravno to ne bi uspeli da uradimo, da vratimo lutkarsku scenu ili deče pozorišnu scenu u Narodno pozorište, što se nije desilo od 54. godine, tako da mislim da je to veliki korak za naše pozorište.
Casa Tineretului a pregătit pentru această săptămână un program cultural și muzical bogat. Astfel, pe împătimiții cuvântului scris, i-a așteptat o expoziție cu vânzare a editorii Laguna, precum și o seară literară. În timp ce iubitorii de muzică în acest weekend vor putea să se bucure de concertele tradiționale de weekend care se organizează la Casa Tineretului. U domu omladine Vršac ove nedelje imamo niz dešavanja. 17. aprila se otvara prodajna izložba izdavačke kuće Laguna, pri čemu će za posetioce biti obezbeđeni popusti. Izložbeni prostor se može posetiti svakog radnog dana od 8 do 20 časova. 19. aprila sa početkom u 18 časova bit će održana promocija knjige Olge Bitević, znači radi se o romanu Senke izdavačkog udruženja Leonardo iz Vršca. Što se tiče muzičkog dela u Domu omladine Vršac, u petak imamo DJ veče, a u subotu imamo koncert vršačkog benda Bajt, sa početkom u 22 časa. Tenismenul srb Nenad Zimonić și francezul Julien Bentu au început concursul la dublu la Mastersul de la Monte Carlo, astfel că în prima rundă i-au învins pe italienii Andreas Seppi și Daniela Bracalia cu scopul 7-6, 6-2. Acesta este primul meci pentru perechea Zimonić-Benetiu, după ce jucătorul sârb a întrerupt colaborarea cu un alt jucător francez, Michael Lodra. Vremea mâine, în cea mai mare parte, însorită și caldă. Vântul slab din direcția nord. Temperaturile se vor situa între 9 și 20 de grade Celsius. Meteorologii ne anunță că vremea similară ne vom avea atât la sfârșitul acestei săptămâni, cât și la începutul săptămânii viitoare. Dinarul a slăbit față de euro astăzi cu 0,2%, iar rata medie de schimb este de 111,70 dinari per euro. Dinarul față de euro este cu 1,8% mai puternic decât la începutul acestui an și cu 0,1% față de aceeași perioadă a lunii trecute.